Aș vrea să vă rog, dacă vreți să vă rugați împreună cu mine, păi ce de rugăciune să spunem? Hai să facem o rugăciune nouă. Pe mine mă cheamă Felix și te rog, Doamne, să mă binecuvintezi. Doar să puteți spune numele vostru. În ce rugăciune să zicem noi? Putem să încercăm rugăciunile începătoare din copilărie. În numele Tatălui și a Fiului Sfântului Duh, am cunoscutura și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi greșitelor noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne privește cel rău, că Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Mărirea Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Alta. Ne Tatăl și a Fiului Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Înger îngerașul meu, ce mi te da Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare, în două locuri mă însoțește și terele mă păzește. Mai Tatăl și Fiul Sfântul Duh, acum și purea și vecii vecilor. Amin. Altă rugăciune. Plecăciune Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântată este odul pântecelui tău, căci ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Mai Tatăl și Fiul Sfântul Duh, acum și purea și vecii vecilor. Amin. Alte rugăciuni, să spunem rugăciunea ISIH. Doamne Iisuse Hristoase, o spunem de 12 ori. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Ar trebui să fie 12. Isihaștii mai pot spune, am mai auzit unii că spun că se poate spune și cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Tot din Noul Testament. Primul a fost rugăciunea Vameșului, asta e rugăciunea Părintelui, care și-a vindecat copilul. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. 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 Nu. Ne-am rugat. Ne mai rugăm. Amin. Doamne ajută.